Peste 400 de mănăstiri au luat parte la unul dintre cele mai importante momente din viața comunității, Balul Gospodarilor. În acest an, la balul din localitate a cântat formația Leutarii Bucovinei. Mănăstirea Humorului se numără printre primele localități din județ în care s-a reluat Balul Gospodarilor după o pauză de mai bine de 30 de ani.